audiere spectaculoasă în Comisia SRI, Florian Coldea, raport în fața parlamentarilor în plin scandal al protocoalelor. Florian Coldea, fostul prim adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, joi, în Comisia de Control Parlamentar al activității SRI. El a fost audiat în comisie, timp de subliniere 8 ore, sublinierei în 13 martie, declarându-le jurnale sublinierătilor, la finalul audierilor, ce a oferit răspunsuri proactive la toate întrebările sublinierei ce sublinierei a rezervat dreptul de a reveni la comisie cu noi detalii, informează newsro. Audierile sunt programate de la ora 1100. Potrivit subliniere-ului Comisiei SRI, Claudiu Manda, discuțiile vor viza relația SRI cu parchetele, cu partide politice sublinierei cu mass media. Eram la relația domniei sale cu zona de parchete. Cu zona de partide politice, nu subliniere tiu cât am reu subliniere IT se aprofund me, plus zona de mass media, după care toate celelalte elemente punctuale pe care le-au transmis cei care au venit la comisie subliniere ei ne-au spus ce ar avea lecturi cu domnul Coldea. Toată referire doamnei Mudrea la domnul Coldea. Toate referirile domnului Dragnea la domnul Coldea, a precizat Manda. În 13 martie, Florin Coldea, fostul prim adjunct al directorului SRI, a fost audiat timp de aproximativ subliniere 8 ore în Comisia de Control Parlamentar al activității SRI, declarându-le jurnale sublinierătilor, la finalul audierilor. Ce a oferit răspunsuri proactive la toate întrebările sublinierei ce sublinierei a rezervat dreptul de a reveni la comisie cu noi detalii. Eu cred ce am reu subliniere IT să atingem toate subiectele de pe agenda membrilor comisiei, unele dintre ele au fost deja vehiculate în spațiul public. Pentru aprofundarea unora mi-am rezervat dreptul, cu care membrii comisiei au fost de acord, de a reveni la comisie cu noi detalii care ar putea fi de interes când se vor finaliza o serie de chestiuni aflate în derulare. Cred că am oferit răspuns în mod proactiv la toate întrebările adresate. Răspunsurile s-au referit la o serie de chestiuni, alegații, acuzații vehiculate în spațiu public ale unor foști sublinierei sau actuali beneficiari sublinierei parteneri instituționali, jurnale sublinierei, oameni din media care ne acuză astăzi, dintre care pot să vă spun ce o parte ne cultivau cu multă insistență. Dar sublinierei ale unor fost sublinierei colaboratori din cadrul instituției, rezervii sublinierei, a declarat atunci Florian Coldea. El a susținut ce a explicat în detaliu care sunt procedurile sublinierei, modul de relaționare cu toate aceste categorii de interlocutori cu care conducerea SRI a interacționat atât formal, cât sublinierei informal, dar strict în limitele sublinierei spiritul legii sublinierei ale regulamentelor militare. Fostul prim adjunct al directorului SRI a mai spus ce a fost abordat sublinierei subiectul protocoalelor de cooperare cu parchetele. Susținând ce folosind aceste protocoale de-a lungul timpului sau pe perioada mandatului său SRI a prevenit sublinierei contracarat riscuri la adresa României.
A fost abordat sublinierea subiectul protocoalelor de cooperare care au făcut deja obiectul verificărilor comisiei, la care membrii comisiei au deja acces sublinierea care din punctul meu de vedere, dincolo de faptul ce se înscriu în limita legii, au un caracter tehnic sublinierea limitativ tocmai pentru a ne asigura de legalitatea sublinierea trasabilitatea cooperării, respectiv pentru a preîntâmpina eventualele excese ale instituțiilor implicate. A subliniere vrea să nu uitme ce practica ne-a dovedit ce, folosind aceste protocoale, de-a lungul timpului sau pe perioada mandatului meu, am prevenit sublinierea contracarat riscuri la adresa României. Separat de combaterea corupției, ne-am realizat misiunile serviciului, reu sublinierea in se trece neafectat de un fenomen terorist cu valențe globale de care puține țări au secepat neafectate, se gestionează problemele de contraspionaj sublinierea amenințări transfrontaliere din vecinătatea estică. În condițiile în care vedem cu toții ce multe țări cu capabilități mai mari decât ale României au fost serios afectate sublinierea multe alte amenințări sublinierea probleme care țin de responsabilitățile noastre. Am contribuit semnificativ ca România să fie catalogat ce car sigur sublinierea furnizoare de securitate pentru partenerii sublinierea aliacii noi sublinierea 3, a declarat Coldea. Fostul prim adjunct al directorului SRI a mai spus ce s-a discutat sublinierea despre sintagmele cu care astăzi este redefinit statul de cetre unele voci, statul paralel ne pre. Eu nu înțeleg această sintagmă, dar mă pot referi doar la statul vertical, pe care l-am servit puternic sublinierea protectiv în slujba României sublinierea pe care îl cunosc sublinierea în care s-au făcut eforturi deosebite pentru consolidarea domniei legii. El a mai spus ce înțelege atracția pentru mister sublinierea pove sublinierea ticu spion, însă aceste demersuri, care merg dincolo de lupta politică, risc să se transforme în vântoare de vrăjitoare, care afectează instituțiile fundamentale ale statului. Doresc să precizez sublinierea într-un anume fel să atrag atenția ce, de sublinierea înțeleg atracția ce tremister. Pove sublinierea ticu spion, contraspionaj sublinierea conspirații, precum sublinierea frustrarea unora sublinierea nevoia de a inventa alte vinovci, aceste demersuri, care observ ce merg dincolo de lupta politică, risc să se transforme într-o adevărat vântoare de verejitoare care afectează instituțiile fundamentale ale statului român sublinierea prin asta capacitățile democratice de apărare ale României, a sublinierea cum au fost ele definite de lege, de normele euroatlantice pe care, culmea, unii pretind ce le apre, a adugat Florian Coldea. La rândul său, presubliniere din telecomisiei SRI, Claudiu Manda, a spus atunci ce Florian Coldea nici nu a confirmat, nici nu a infirmat prezent casa la Gabriel Oprea în noaptea alegerilor din 2009, precizând ce în cadrul audierilor au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile XAT cu privire la SRI, mandatele de siguranț național sublinierea despre relația lui Coldea sublinierea SRI cu partidele politice, cu guvernul, cu DICOT sublinierea cu Alina Bica.
în cadrul Comisiei de Control Parlamentar al activității se au fost audiați până acum presubliniere dintele Senatului, Celin Popescu Tăriceanu, fostul subliniere FSRI, actual ambasador în Statele Unite, George Maior, urmând să fie chemat la comisie sublinierei fostul presubliniere dintre Traian Băsescu.